Bună, drăgălașilor! O nouă săptămână, o nouă ediție Prognoza Modei cu Irișa. Așa cum v-am obișnuit, o să analizăm ținutele, stilul de la noi din România, dar și din afară. Cine se îmbracă mai bine? Care se îmbracă mai bine? Până una alta vreau să vedeți cu ce ținută am venit în fața voastră. Apreciați, vă rog frumos, pantalonii Mugler, care au fost și sunt feblețea mea. I-am dorit de foarte mult timp și abia acum mi-am cumpărat. Am muncit, mi-am luat, cum să zice. Ok, să nu o întindem. Prima ținută din această ediție este Alinei Ceușanu. Să trecem la treabă. Acum că mi-am scos mănușa, ca să pot să listez aici pe tableta mea, ne uităm puțin la ținuta Alinei. O să pornesc din partea de sus, și anume zona capului. Împletiturile, în general, se super poartă anul acesta și anul trecut, dar cred că și la anul sunt foarte la modă și ei vin foarte bine. Dar, bine, ea știe tendințele în materie de păr, hairstyling, pentru că soțul ei este hairstylist, dacă nu mă greșesc. Ochelarii îmi plac foarte mult. Mi-mi plac ochelarii ăștia foarte sport, masivi, așa pe jumătate de față și ei vin super bine. În ochelari regăsim o nuanță pe care o regăsim și pe hanorac, dar și pe geantă. La fel îmi place că a sortat cumva totul, dar nimic în același moment. Adică nu e prea mult. Până aici îmi place. De aici încolo. Pantalonii. Îmi plac și ei, dar în ținuta asta parcă nu și-au locul. Explic și de ce. Nuanța face parte puțin din alt film. Dacă ne doream o ținută clean, cap-coadă, trebuia să punem ceva poate negru în partea de jos, la fel de larg, aceeași formă, dar o altă nuanță, o altă culoare. Bocanci, îmi place accesoriul de pe bocanci, vin foarte, foarte bine. Ea, în general, accesează foarte multe zone stilistice și este de apreciat pentru toată lumea, nu pentru că e ea doar o influencer, să zic așa. Geaca, nu mă omor după ea, îmi place, dar în altă combinație. În fine, ținuta ei e compusă din două ținute, dacă mă întrebați pe mine. Aș fi scos pantalonii ăștia și geaca și aș fi pus altceva și acestea le băgăm în altă ținută. Așa e între nori și soare. Undeva la mijloc. Andra Volos. Mamă, draga de ea. Noi ne întâlnim frecvent la Basam, la salon, ne facem părul și toate cele la același salon. Nu a ezitat să-mi zică de mai multe ori că mă apreciază pentru stilul meu și pentru tot ce fac. Îi mulțumesc pentru asta. Ea mai dă kicks-uri stilistice uneori pentru că se duce în zona, nu neapărat kitsch, dar așa foarte sexy, foarte porno, aș putea spune, dacă poate e prea mult zis porno, dar sexy cu siguranță. Îmi plac pantalonii, foarte, foarte tare îmi plac botinele, foarte tare tocul, cum îi urmăresc linia piciorului, deci senzaționale botinele, senzaționale, Andra, bravo, felicitări pentru alegere. La fel îmi place și ploverul, dar pentru care ia sânii mari, poate pare o idee vulgar. Combinația între pantaloni, încălțări și plover îmi plac. Geaca, dar nu înțeleg, e o blană aici? E o blană pe o parte și pe altă parte un desen, e o geacă de denim cu imprimeuri de blană. Nu știu, e cumva foarte mult în una. Eu, în general, nu încurajez 17 zone stilistice pe un singur articol vestimentar. Îmi place să fie clean. Geaca aș scoate-o, la fel aș scoate și geanta. Aș fi pus un palton, poate larg, sau un sacou și geantă tot din piele, dar altă formă. În altă ordine de idei, ea e frumușică și mișto și e așa, între nori și soare, la fel ca în cazul anterior. Andreea Bănică avem în continuare. Îmi place de ea că este foarte actuală, se actualizează mereu. Îmi place că îmbină foarte frumos viața personală cu cea profesională. Dar nu despre asta este vorba. Aici suntem ca să vorbim despre ținute. O să întreb pe colega mea de platou de unde vrea ea să începem să analizăm ținuta. De unde vrei să începem? Vrei de la picioare?
că sunt lungi și sexy, nu? Sandalele. Sandalele în două barete sunt favoritele mele. Sfătuiesc pe toată lumea, decât să vă complicați cu alegeri greșite, mai bine luați sandale în două barete, fie ele pe orice culoare, negre, maro, mov, cum vreți voi, lila, nu contează. În cazul ei, vin foarte bine pe picior. Ideal era să fie cu boticul pătrat, pentru că astea sunt actuale acum, dar se poartă și în acest stil. Picioarele se vede că sunt lucrate la sală, face mult efort să arate bine și noi aplaudăm. Urcăm sus, rochie. Am mai avut o rochie de genul ăsta, doar că foarte lungă, în ediția trecută, dacă nu mă greșesc, Emily Burghelea, doar că era varianta până în pământ. Tip Cult Gaia. Mi-am luat-o și eu, evident, că nu puteam să trăiesc fără. Îi vine albul bine. Din punctul meu de vedere, rochie e un pic scurtă. Ea a încercat cu acest sacou să acopere acest defect al ținutei, dar totuși cred că e un pic exagerat. Putea să o aibă așa cu două degete, o idee mai lungă și îi venea perfect. Acest tip de rochie nu suportă sacou. Sau, dacă totuși alegi să o porți cu sacou, te simți inconfortabil, că se pare că ești prea goală în partea de sus, vă luați un sacou mai bine structurat, adică cu umerii fixi, mai oversized, sau cu umerii fixi, să îți urmărească linia corpului, dar să fie la lungimea fustei sau mai rochii sau mai lung, în niciun caz mai scurt. Acest sacou nu se potrivește cu această rochie. Nu se potrivește materialul, nu se potrivește construcția sacoului. Și urcă mai sus. Are un machiaj relativ de zi. Dacă n-am zis relativ astăzi, așa, îmi place accesoriul de la gât, doar că e mai mult pe street style, accesoriu. Geanta e un clasic Chanel, îmi place, se poartă, dar rochia în combinație cu sacou nu-mi place deloc. Așa că plouă puțin și la Andreea. Ajungem la Babs. Nu pot să cred că și-a pus verified pe casă. Ce? La asta nu m-am gândit, că și eu am pe Instagram verified. Unde să-mi pun? Pe mașină? Unde să-mi pun? Nu pot să cred, vai. Scuzați-mi reacția, n-am știut așa ceva. Babs, ea e mereu pe sport și chiar dacă vrea să se ducă puțin în zona elegantă, își pune doar niște tocuri și rămâne tot îmbrăcată sport. Ceea ce fac și eu, de altfel, combin elegantul cu sportul. În cazul de față, e totul atât de asortat încât, nu știu, astea sunt tendințele anilor 2000. Foarte asortat, curea cu încălțăminte, geantă cu încălțăminte, chestia de pe cap pescărească cu setul, adică e cumva asortat la extreme, ceea ce nu este pe gustul meu, adică e way too much. Putea pune în partea de sus ceva alb, simplu, clean, și hai să zicem că rămânea cu acești pantaloni, era ok, și în partea de jos ceva la fel, alb sau altă nuanță, un roz pudră, un verde pudră, un mov pudră, pentru că încălțările sunt prea dure pentru ce are în partea de sus. Geanta nu e genul meu deloc, mie nu-mi place. Da, nu-mi place genul ăsta de asortare, geantă cu încălțări, cum am zis și mai devreme. De ea îmi place, din ce am văzut pe net, pentru că nu o cunosc personal. Dar în cazul de față, mi se pare că e totul prea asortat. E așa, ploios. Și ajungem la Sore. Ținuta asta îmi place. Îmi place, vă zic ce îmi place și vă zic ce n-ajunge. Dar overall, chiar e drăguță. Îmi place că și-a ales un Chanel mare, încăpător. Gențile mari, apropo, sunt tendința anilor 2021-2022.
oricât de mare ar fi geanta, nu știu dacă ați văzut colecțiile alea în care geanta e cât noi, adică se poartă, scuzați-mi expresia, în draci. Luați-vă genți mari, nu o să dați greș. Îmi place cămașa, vesta de peste cămașă, îmi plac ochelarii, îmi place șapca, la fel șapca se super poartă. Poate e o idee parapurtată brandul acesta, puteți să înlocuiți cu altele pentru că s-a mult prea purtat anul trecut acest brand de șepci. Îmi plac bocancii, îmi place, vă care și un trench în mâna dreaptă, care este crem și se pupă perfect cu alb, negru, ivoar, crem. Deci combinația superbă, îmi place, chiar îmi place de ea. Mai lipsește în partea de jos, parcă e o idee goală, dacă vă uitați la picioare sus, da? Spre talie, parcă e un pic goală, parcă mai trebuia ceva acolo. Fie o pereche de pantaloni blugi scurți, scurți la modul pot fi și atâta, și atâta, și atâta, da? Putea să ia până la genunchi, fără niciun fel de problemă. Gri sau albaștri, chiar de ce nu. Dar în altfel îmi place foarte mult ținuta. E genul meu. Bravo, sore, soare la tine pe stradă, precum în poză. Mergem în afara țării și o avem pe Claire Holt. Când zic Claire Holt, mă gândesc la H2O. Ce are ea aici? O ținută, cred că e la ea în curte, dacă nu mă greșesc. Mă rog, sau în vizită la cineva, nu contează. Nu știu dacă poate fi numită ținută pentru că e ceva foarte de plajă, foarte de terasă, foarte de curte, foarte... Adică nu are vreo geantă, nu are vreun styling, dar le-a pus bine și ca nuanță și ca textură. Șlapii îmi plac, cred că sunt Bottega. Setul îmi place, îmi plac nuanțele, îmi place tăietura aceasta care vine aici în față. Îmi place că are un colier foarte, foarte micuț, practic nu se vede. Și ochelari, ochelarii ăștia, forma aceasta la ochelari sunt feblețea mea. Îmi plac extraordinar de mult și sunt foarte actuali. Dacă aveți ocazia să vă luați, să faceți asta neapărat. Eu nu prea am ce să comentez la ținuta asta, că nu e o ținută. Vorbeam aici cu colega mea de platou. Adică nu e o ținută, e ceva simplu, ok, corect. Păi să zicem că e soare, pentru că nu are ce să greșească în acest caz. Și ajungem la Jennifer Lopez. Mamă, mamă. Diva. Vai, în primul rând arată extraordinar de bine la vârsta ei, ceea ce îmi doresc și eu să ajung la fel. Aici îmi amintesc foarte bine că era o prezentare dolce. Au fost vedete de peste tot din lume și din Rusia și din state și din Europa și de peste tot. Mi-amintesc foarte bine a făcut furori cu această ținută. E un look total dolce. E normal să fie așa la o prezentare dolce. Dacă mă întreb pe mine și din punctul meu de vedere este prea costumată, dar v-am mai zis eu în edițiile anterioare, decât să greșești ținuta, ori, adică mai bine o minimalizezi, ori pleci la cealaltă extremă, cum a făcut ea în acest caz. Îmi place că și-a evidențiat talia cu acești pantaloni cu talia înaltă. Îi scoate în evidență fundul bombat, ceea ce clar nu putem trece așa cumva cu vederea. Îl are foarte bombat și foarte frumos. Sandalele sunt frumoase, toate piesele îmi plac pentru că sunt dolce, accesorizare, geanta, am zis, nu mai știu dacă am zis, headpiece-ul. Este frumos, este un total look dolce și îmi place mult. Pentru mine este prea costum, prea de teatru așa, dar îi vine foarte bine și înțeleg pentru că așa a fost tematica. Îi dau soare, evident, pentru că este o superbitate. Drăgălașilor, scumpilor, cei care ați ajuns până aici, înseamnă că am ajuns la tipsul săptămânii. Dacă vă uitați bine la mine, mi-am pus a doua mânușă și o să vedeți că nu este egală cu cealaltă. Vă explic imediat de ce. Tipsul săptămânii sunt mânușile din piele. Se poartă, au revenit în forță, dar într-o altă formă, într-un alt aspect. Dacă acum 2 ani, 1 an, se purtau mânușile exact așa,
să știți că nu mai este la modă să le purtați până peste cot și, spre exemplu, de aici să plece o blană, o capă, nu știu ce, toate chestiile astea sunt demodate. Dacă aveți mănuși lungi acasă, faceți în felul următor. Uitați-vă cum e asta de aici. O dați așa puțin mai jos și capătă prospețimea asta stilistică. Să nu uitați, da? Mănușile până la cot nu mai sunt actuale. Pentru mai multe detalii și tot ce ține de tendințe, styling-uri, zone stilistice, vă aștept la mine pe Instagram, Irisha Oficial, la mine pe Facebook, Irisha Oficial și la mine pe TikTok, Irisha.Oficial. Vreau să-mi spuneți părerea voastră despre tot ce se întâmplă aici, să comentați și voi odată pe mine ținutele și să intrați la secțiunea comentarii, da? La fel, intrați și pe Wow News YouTube, dar și pe cafetele.ro. Acolo este în detalii scris tot ce am vorbit noi aici, dar și alte informații utile pentru voi. Dragoste și mult stil în viața voastră! Vă pup și ne vedem săptămâna viitoare!